Odată cu îmbunătățirea condițiilor meteorologice, au fost reluate în mod susținut lucrările de reabilitare de la cetatea de vei, cel mai cunoscut obiectiv turistic din reședința de județ. Conform lui Florin Oancea, primarul municipiului Deva, lucrările vor fi finalizate cel mai târziu în vara anului viitor. Se lucrează intens, a fost și perioada cu temperaturi mai scăzute și n-au putut lucra chiar în ritmul pe care și l-au propus, dar deja au crescut numărul de angajați, se lucrează și suntem în grafic. Ne sperăm ca în primăvara, cel târziu vara anului 2023, să finalizăm lucrările. În paralel cu reabilitarea cetății, se lucrează intens și la înlocuirea telecabinei, care facilitează accesul spre monumentul medieval. Noua telecabină are o capacitate dublă față de ascensorul ce era folosit până de curând și va deveni funcțională din a doua jumătate a anului în curs. Sperăm ca în luna iunie, cel târziu iulie anului 2022, să finalizăm lucrările la noua telecabină. Ea a fost adusă, a fost montată pe calea de rulare, are o capacitate aproape dublă față de cea veche, deci în loc de 16 locuri, 30 de locuri, scurtează la jumătate timpii de la plecare până la sosire, deci putem să așteptăm de această vară mult mai mulți turiști și vizitatori care să urce pe cetate. Lucrările de reabilitare a cetății au început în luna octombrie anului trecut, iar cele de la telecabină în noiembrie anul trecut. Pe perioada lucrărilor, inclusiv la cele de la telecabină, accesul turiștilor pe cetate va fi permis, dar nu și în perimetrul în care se fac operațiunile de reabilitare.